La Tokyo, la această ediție a Jocurilor Olimpice la tenis de masă, România va fi reprezentată de Dana Dodean, Eliza Samara, Bernadette Soci, Irina Ciobanu și Ovidiu Ionescu. De mai bine de o săptămână, Irina Ciobanu se antrenează de două ori pe zi pentru a obține mult râvnita medalie olimpică, de altfel singura care nu există în palmaresul tenisului de masă românesc. Însă Irina muncește de mică pentru a ajunge aici. De anul trecut era foarte emoționată că s-a calificat pentru Jocurile Olimpice. Dacă pentru unii pandemia a reprezentat o pedeapsă, pentru jucătorii de tenis de masă a fost încă o șansă de a se antrena pentru a reuși să-și atingă obiectivul. Tragerea la sorți a avut loc, echipa de tenis va juca împotriva echipei din Egipt, respectiv Hong Kong. Mă aflu în satul olimpic de la Tokyo de mai mult de o săptămână. Avem câte două antrenamente pe zi, dintre care unul a fost cu echipa națională a Chinei, un antrenament foarte puternic. Până acum totul decurge foarte bine. Avem și tragerea la sorți, o tragere la sorți foarte bună, pentru că primul meci jucăm cu Egipt și meciul al doilea îl avem cu echipa din Hong Kong. Sperăm să fim într-o formă excelentă și să jucăm la capacitate maximă. În ceea ce privește condițiile, sportivii sunt obligați să poarte mască peste tot, regulile sunt foarte stricte, fiind testați anti-COVID în fiecare zi. Jocul echipelor va debuta la data de 1 august.